and I can see my own silhouette. I'm getting stronger. Deci, doamne, înainte, bună seara încă o dată. Mă numesc Igor și sunt curierul companiei emoții.media. Și uitați-vă că în așa o zi frumoasă am venit la dumneavoastră să vă surprindem cu așa un buchețel foarte frumos de la Lele. Vă aparțin. O șampanie, deci să o savurați împreună cu prietenii. Mulțumim frumos. Și o tortă foarte dulce. Așa, la fel vă aparțin. Așa, deci, doamna Zinaida, după cum ați observat, am un plic în mână. Da. Bănuiți din partea cui vine surpriza? Bănuiesc. Din partea cui? Din partea fiului, al ororii, de la Germania. Așa. Deci, uitați-vă cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dăm citire și o să vedem mai exact din partea cui vine. Felicitări, dragă mamă, cu ocazia zilei de 8 martie. Din partea familiei noastre, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și numai binele din lume, pentru cea mai frumoasă mamă, soacră și bunică. Așa. Deci uitați-vă că am și aflat din partea cu vine surpriza, ați avut absolută dreptate. Deci le pare rău că nu pot fi alături de dumneavoastră într-așa o zi frumoasă și specială, însă prin intermediul nostru au hotărât să o facă sufletește. Le mulțumesc foarte mult și le doresc și lor multă, multă sănătate, fericire, să aibă tot ce doresc și să aibă bucurii și de la copiilor, cum am și eu bucurii de la copiii mei, de la nipoței. Și ei ne lipsesc foarte mult din cauza că toate fetele, genele de pe loc au venit și în afară de dânșii. Și deci mă bucur că poate în curând vor fi și ei alături. Ați și de dumneavoastră că ați venit la noi și ne-ați adus acea surpriză frumoasă și plăcută. Da, vă mulțumim mult și noi!